evacuare care duduie. Opa, așa. Păi, frații mei peloponezi, poate așa să vă arunc pe aici, pe undeva. Sper să nu cade asta. Așa. Băi, este duminică, este ora 4, 5 chiar aproape. M-a trimis soția să iau pâine. Vă vine să credeți la ora 5, s-ar gândi și ea că nu avem pâine? Așa că trebuie să merg să iau pâine. După cum vedeți, vremea este foarte urâtă. Ieri am reușit să pun stopurile Amber, dar pe ploaie n-am putut să mă abțin să nu le pun. Și ce am zis, bă, dacă tot mă acum la pâine, poate și cu mașina un pic. Cu toate că vremea asta nu prea mă încântă, dar ieșim să ne primim un pic, trebuie să fac vreo 150.000 de, cam așa ceva, cu frâne de astea, să le folosesc în mod normal, deci fără bruscări, fără viteze prea mari, ca să se tocească un pic plăcuțele. Pentru că pe față am niște plăcuțe mai dure, care țin la temperaturi mai mari, pe spate sunt puțin mai moi și trebuie cumva tocite un pic. Și ce să zic, merg să iau pâine și după aia dăm o tură pe aici. A? Ce ziceți, mergeți cu mine? Haideți cu mine. Opa, așa. Da, și Zamfirica. Bă, nu-i dăm tare că încă nu s-a încălzit uleiul. După cum vedeți, indicatoarele de aici de la bord încă sunt galbene. Dar mergând or să scadă, evident. Mașina se încălzește mult mai bine în mers. Chestia e doar să nu-i dau ture mari. Acum. Pentru că uleiul, știți cum e la motoarele astea de performanță, uleiul e destul de gros. Se încălzește mai greu, afară e și puțin friguleț. Sunt 10 grade. Trebuie să apăs frâna asta foarte, foarte ușor. Mă pune în cap imediat. Bă, sper că nu mai sunt ăștia pe aici cu camerele. Am mai spus-o că de multe ori plecam de aici zi, mergeam și eu pe aici până oraș frumos, așa, lejer, 30, 35, 40, n-am, știi cum e, vorba aia, nu prea poți să mergi cu 30 de mile mereu. Stăteau căcați aici, imediat după curba asta, e un loc de parcare, au, băga mea și pula. E un loc de parcare, uitați aici, și nu-i vedea nici dracu, veneai de acolo din sensul giratorului, ce ești tu, hai să-i dau puțin aici, să-i dau puțin în pizdă. Și pac, te lua camera, și vezi că te lua cu de-alea, 33, 34, 35. Dai niște puncte moca. Bă, sunt așa de neobișnuit cu mașina după ce n-am condus atâta vreme. Oricum se pare că am niște probleme la niște bucșe pe spate și va trebui să le rezolv. Mi-au desetat și suspensia, nu prea mai îmi place cum e. Au ridicat un pic de spate. O să mă ocup probabil în iarna asta de ea. Momentan nu știu dacă voi mai face ceva. Cu toate că ar cam trebui să fac și difuzorul ăla. Da. O să vedem. Am pus și hardtop-ul în cazul în care n-ați văzut. Dar nu v-ați dat seama. Bă, unde parchez și eu? Ah, hai că am loc. Hei, nu vezi pe unde traversezi? Așa că ne vedem după ce iau și o pâine. Băi. Am luat și pâinică. Ok. Nu spui că, am crezut că e de dubă de poliție aici, nici nu văzusem. Băi, am luat și pâine, s-a încălzit și motorul.
ușor pe unul dintre drumurile pe care merg mai mereu. Să sperăm că nu voi da de foarte mult trafic. Ca să pot să mă bucur și eu puțin de mașină, nu? Ca așa e normal. Să te bucuri de ea. Semnalul când faci stânga se dă pe stânga, nu pe dreapta. Ca ți ești chedii tău. Chedii cu tata ești, cu Uzi tu ești. Bă, sper că stă bine camera asta, habar n-am. Pentru că ați văzut că nu prea o conectez la telefon decât în momentul în care mai fac niște poze sau chestii de-astea, dar în rest o țin așa. Și dacă ai pe unul în fața ta, nu prea mai poți să te bucuri de porțiunea asta de drum. Opa! Penelopa! Parcă mi-era și dor. Parcă mi-era și dor, boss. Opa! Cine vine, mă, așa? Volvică? Unde vii, boss, așa repede? Da, asta va merge în fața mea, va fi nasol. Va fi tare nasol. Ce nu-mi place mie, bă, frate, bă, când vreau și eu să mă plimb, dau de ăștia pe drum. Dau de ăștia pe drum. Da, așa, măcar să dezactivăm și noi DSC-ul și să apăsăm și butonul sport. Să dăm cutia la maxim. Poate ne putem bucura totuși de o depășire. Evident, nu știu ce am, frate, mi s-a prinde senzorul ăsta mereu de zi, ca și cum aș avea pană, dar nu am pană. Dar mi se aprinde mereu când dezactivez DSC-ul. Deci probabil e vreun senzor de pe la roată. Doamne, ce bine faci că pleci. Doamne, mi-a ascultat ruga și ăsta din spatele, la fel. Bravo, mă, bravo. Bine că plecați. Bine că plecați, băieții mei. Dar mi-a zis fără frânări brâște. Și eu ce fac? Și eu ce fac, boss? Să moară Cibilan. Băga mea și picioarele. Ce fel am trecut pe lângă miliție și în depășire. Păi asigur să întorc după mine sau fac ceva. Uite așa, să trage și noi centura. Că nici măcar cu centura nu merg cu mașina asta. Deci dacă se întoarce miliția aia după mine, bă, frate, nu stă camera asta bine pe cap. Băi, nici o șansă să filmez pe acolo. Din cauza drumului puțin vălurit, îmi sare camera după cap mai mereu. Și clar nu am cum să filmez, adică iese, va ieși foarte rău la editare. Băi, nu s-au întors ea după mine, dar nici n-am avut curaj să mă întorc pe acolo. Mă gândeam că mă așteaptă, așa că am ieșit pe autostradă. O să ne mutăm și noi pe banda asta, că pe partea aia ne rupe la urechi.
nu știu dacă ați observat, poate sunt am eu paranoia, dar cred că în orice stradă, în orice țară în care am fost, pe ultima bandă de pe autostradă, se aude ciudat, se aude ceva care te enervează, nu te face să mergi pe ea. Te face să te duci înapoi pe prima sau a doua bandă, sau prima bandă, dacă are doar două. Nu știu ce, e asfalt mai gros, nu, mai, nu știu, mai cu pietre, așa, habar n-am, nu știu de la ce e. Probabil e psihic, ca să nu mergi pe ultima bandă, să o lași liberă pentru cei care merg în viteză sau chiar au nevoie de ea. Altfel nu pot explica chestia asta. Băi, vreau să vă zic că, mamă, e blană rău cu frânele astea, să moară măsa, dacă nu te pune în cap. Mai ales păcat că n-am cum să filmez. Adică, na, ați văzut și voi probabil că și bucata aia pe care am filmat-o acolo, tot se vede că zboară camera după capul meu. Chiar dacă are stabilizarea aia destul de mare, GoPro 7, dar e enervant, că nu se mișcă, nu e o mișcare ușoară așa, e o mișcare foarte grea. Adică foarte greu de stabilizat, e o mișcare foarte, dintr-o dată, distanțe mari, adică se mișcă cam pentru că sar în mașină, pur și simplu. Oricum, clar, dar nu e un drum de mers pe acolo în viteză sau chestii de-astea, dar, na, știi cum e, trebuie să-mi potolesc setea asta un pic. Bă, nici nu știu ce să fac, să ies aici, să nu ies. Hai că o să ies aici, de pe autostradă. Și să vedem mai dacă e mai merg. Mai e un drum undeva pe partea aia, pe acolo, dar la fel e, frate, te rupe. E numai în hopuri. Foarte vălurit. Ai unde să te bucuri. De puțină vitezucă. Mamă, parcă aș mai da o tură pe acolo. Să nu frânăm brusc. Fără frânări bruște. Te duci.